Dracu' a ajuns iarăși sub lupa consilierilor locali cu ocazia aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe 2014 al societății. Referitor la perspectivele transportului local în comun, consilierii au apreciat că Dracu' deține foarte multe mijloace de transport, care sunt vechi și consumă mult pentru întreținere. Soluția ar fi renunțarea la aceste troace și abordarea unor investiții mari pentru refacerea parcului industrial. Conducerea asta ar fi mai eficient să-și refacă acest parc și eu zic că trebuie gândit cel puțin. Trebuie avut în vedere, în perspectiva următoarele luni sau la an, de gândit o structură de investiții, că ne vom trezi cu niște troace care vor rămâne pe drumuri și sigur că nu ne... Plus că va intra în mod involuntar într-o situație de pierdere. Da. După aceea zice că e prostul management. Da, vă dau și un răspuns. Stă și în preocuparea administrației orașului să găsească și să nu ne ajungem în starea aceea să avem troace, deci trebuie să avem mijloace de transport performante și sigure. La Dracu' de un an jumate, domnul viceprimar Vladu s-a ocupat îndeaproape privind verificarea cheltuielilor, modul de plată. De mai bine de un an și jumătate, viceprimarul Alexandru Vladu s-a ocupat îndeaproape de problemele Dracu' și a supervizat activitatea acesteia. În acest timp, societatea a început să meargă mai bine și chiar a ajuns cu datoriile la zi. A fost o monitorizare permanentă la Dracu' din dorința de a aduce pe linia de sutire, ca să spunem așa. Datorile erau mai la salarii de 3 luni și jumătate, plus datorile la furnizori, care, eu știu, se ridicau la câteva miliarde. Unde ne aflăm acum? În situația în care încasăm datorile de la primărie din luna decembrie. Consilierii locali au mai anunțat că săptămâna viitoare va avea loc un nou audit la Dracu', iar municipalitatea este de părere că nu vom avea un transport local în comun, modern și eficient, dacă nu se investește în acest domeniu. Se așteaptă investitori care să se asocieze eventual cu municipalitatea, dar cine se va hotărî să investească într-o activitate care n-a adus până acum decât pierderi și niciodată câștig?